asta, stimați telespectatori, am o invitată în premieră pe doamna doctor Janina Lazăr, medic epidemiolog la DSP Vrancea. Da, compartimentul supraveghere și control boli transmisibile. Deci, mai ziceți o dată, compartimentul de supraveghere și control boli transmisibile. E un sector foarte dificil pe care îl reprezentați, doamna doctor, nu? Da, pot să spun că e foarte dificil. Doar că implic o anumită conduită. O anumită conduită. Da. Dar înainte de a trece la lucrul ăsta, să discutăm strict despre... Vreau să vă fac așa o mică prezentare. E prima dată când sunteți la emisiune de-a mea și sigur lumea o să întrebe cine-i doctorița aia, că nu prea a fost la noi la televiziune, nu știu dacă... De fapt, în interviu n-ați fost. Nu. Poate la știri. Da, la dar știri. Dar la noi... Deci dumneavoastră sunteți focșăneancă, doamna doctor? Nu. Nu, sunt tecuceancă. Sunteți tecuceancă. Sunt focșăneancă devenită în urma căsătoriei. În urma căsătoriei. Soțul dumneavoastră este... Este profesor de educație fizică la școala 5, Anghel Salini. De la Anghel Salini și am auzit că un profesor performer, da? Da, este și antrenor de fotbal. Așa. Și la CSM Focșan și cu o grupă de copii din cadrul grupului a câștigat turneul național de fotbal la copii născuți 2006. Iar la sfârșitul lunii martie pleacă în Portugalia să reprezinte România la grupa de vârstă 2006 la campionatul mondial al copiilor. Excepțional. Mondialito. Vă duceți și dumneavoastră cu... Da, în calitate de medic al echipei. Wow, excelent, excelent. Spuneți-mi, doamna doctor, cum se numește exact soțul dumneavoastră? Sunt doi profesori. Lazăr Mircea. Deci Mircea Lazăr de la școala numărul 5. Felicitări, domnule profesor, vă aștept la un interviu și pe dumneavoastră. Doamnă, spuneți-mi, vă rog, unde ați făcut facultatea de medicină? La Iași. Și liceu? Așa în Tecuci. Deci la Tecuci, facultatea Tecuci, de... Da. Și unde l-ați cunoscut pe domnul profesor? Trebuie să știm tot. Aici în Focșani, la un cabinet de recuperare medicală. Deci e căzut, se rupsese... Avusese ruptură de ligamente, pentru că în perioada aia era jucător de fotbal. Și a ajuns pe mâna dumneavoastră. După operație a venit la recuperare. Și atunci acolo ne-am cunoscut. Așa a fost soarta. Dar înainte de a... pentru că ieri a fost ziua dumneavoastră de naștere, vreau să vă zic la mulți ani. Sunteți într-o zodie superbă, peștii. Da. Acum mă trec și eu pe listă. Pentru chiar că este o zodie superbă. Să știți că, da, se spune că e zodia lui Hristos, zodie de sacrificii, de represalii. E o zodie foarte bună cu... Până acum n-am întâmpinat probleme. N-ați întâmpinat? Nu. Să spunem că suntem ca pești, reușim să ne strecurăm cum se strecură peștii prin apă. Peștii, să știți că sunt sub dominația directă a lui Iisus Hristos, așa se spune. Da, probabil. Și nu, de aia nu le scapă niciodată din mână. Oricât de jos am cădea, simțim deasupra capului că cineva ne susține. Cineva ne ajută, da, și ne susține. Și nu degeaba ați făcut facultatea de medicină, că e o facultate care înseamnă să-i ajuți pe oameni, să îi vindeci, să te gândești la viața lor, nu? Da, așa este. Câți copii aveți, doamna doctor? Unul deocamdată, un băiețel. Un băiețel, da. Să vă trăiască. Mulțumesc. Și cum am zis că faceți navetă la Suraia, de unde e soțul dumneavoastră? Nu, sunt părinții mei. Părinții dumneavoastră sunt suraieni, deci ăsta a fost un motiv pentru care ați vrut să veniți totuși în Focșani, nu? Așa a fost atunci perioada când am terminat facultatea și am pregătit pentru rezidențiat. Părinții se mutaseră în Suraia și eu, neavând unde să mă duc, am venit după ei. Ați venit după ei? Nu sunt o persoană foarte mobilă așa, sunt foarte, foarte statică și trag întotdeauna la origini. Da? Așa că nu sunt ca fratele meu care s-a dus, a plecat de la Iași în București și preferă. Tot medicina a făcut? Nu, a terminat administrație publică. Și s-a făcut politician? Sper că nu. Nu, este angajat în Ministerul Agriculturii. Felicitări. Da, mulțumesc. Să-i dea Dumnezeu liniște și pace și oameni serioși și cinstiți în jurul lui, că nu vedeți ce se întâmplă, e cam jale în țara asta, dar o să facă, poate. Se descurcă, că e băiat deștept. Se descurcă, da. Tot în zodia peștelui? E liberbec. E încăpățânat, de încăpățânat. E și o fire foarte luptătoare. O fire luptătoare. Da, știi pentru ce luptă și își mai mic sau mai... Este cu un an mai mic decât mine. Da. Bine, felicitări. Mulțumesc. Și acum haide să intrăm în subiectul zilei. Ați făcut o cercetare în spital. De aici vreau să pornim, vă rog frumos, da? Da.
Am văzut-o ceva pe la alte televiziuni, a fost dat pe Post Central, mi se pare, o situație... Da, da. A apărut în presa și locală și națională despre problemele astea, dar sunt probleme cu care nu se confruntă doar spitalul nostru. A căzut păcatul pe el de data asta. Din păcate, nu numai că a căzut păcatul, dar s-a aflat mai departe. În sensul că toate spitalele lumii se confruntă cu problema asta. Deci care este problema asta, vă rog? Păi, infecția cu clostridium difficile. Ce înseamnă? Explicați așa, să știe lumea exact despre ce e vorba. În mod normal, clostridium difficile a fost depistat cam prin anii 1950 în intestinul uman. La momentul respectiv nu s-a considerat că este o bacterie patogenă pentru organism. În ultimii ani, cam în ultimii 10-15 ani, așa că am schimbat epidemiologia și s-a demonstrat că poate să devină patogen, deci poate să ne afecteze buna funcționare a organismului dacă intervin anumiți factori. Dintre acești factori, cel mai incriminat este consumul de antibiotice. Consumul de antibiotice pentru că, așa cum știm, antibioticul este antiviață, este antibios, deci este un medicament pe care îl administrăm pentru a distruge un potențial element de agresiune asupra organismului, dar de asemenea poate să producă și dezechilibri în flora noastră bacteriană cu permiterea dezvoltării excesive a clostridiumului dificile, care produce o boală diareică care în forme severe se poate manifesta printr-o colită pseudomembranoasă și la anumite organisme, deci la anumite persoane cu o imunitate foarte scăzută poate să determine decesul. Deci consumul de antibiotice, consumul în exces poate să ducă la deces, se pare. Uite, am făcut și o poezie. Acum, consumul știți, în exces poate să ducă la deces. Da, acum, dar cred că orice medicament luat în exces. Că au fost, noi până acum nu le-am cercetat în amănunt ca să vedem care este cauza, că doar au mai fost și până acum diarei post-antibioticoterapie, dar nu am căutat ce iese, să vedem, doamne, care este exact germenele care este incriminat pentru apariția bolii diareice. De aceea nu putem spune că n-am mai fost clostridium și până acum. Sau că nu o să mai fie de acum încolo. Bun, da, se pare că s-au înregistrat niște decese aici în spital, la noi, din cauza asta. Da, dar nu și asta din cauza v-a făcut, asta. Nu din cauza nu, asta? Nu din cauza, nu, asta, din cauza nu. Asta. Așa s-a nu, spus, că din nu, cauza asta au murit niște nu, oameni. Nu, așa s-a înțeles, pentru că, na, știți cum e. Lumea vrea niște răspunsuri, lumea vrea niște informații, numai că informațiile acestea care sunt cu teamă medicală și cu teamă medicală pot fi înțelese doar de personalul medical. Păi depinde și cum se dau aceste informații, exact. Chiar la cei din presă, pentru că oamenii exact. Din presă nu cunosc exact. Lucrurile astea. Oamenii, asta ia ce îi se dă, nu este persoană serioasă dintr-un spital, nu mă refer numai la Focșani, care îmi explică exact despre ce este vorba și eu cu știrea respectivă mă duc și o înregistrez da, și dau pe post. Da, s-a hiperbolizat un pic. Că lumea s-a speriat, să știți că s-a închis secția. Sunt convinsă și-mi pare rău da, lucrul da. Ăsta. Nu, secția nu s-a închis. Nu s-a, așa s-a spus, într-adevăr s-a închis, dar s-a închis pentru că metodele de prevenție, deci metodele aplicate, nu au fost eficiente cum au fost aplicate până la închiderea secției. Și atunci s-a convenit cu cei din spital, cu medicul epidemiolog din spital, cu directorul medical al spitalului, conducerea spitalului, că cea mai bună soluție pentru a preveni și pentru a preîntâmpina apariția de cazuri noi, să se închidă secția și să se facă o igienizare completă. Deci un lucru firesc de altfel. Da, bineînțeles. Când nu reușești prin metodele pe care le-ai aplicat, treci la metoda radicală pentru a rezolva problema. Și asta s-a și întâmplat. S-a făcut o... Acum este la stadiu de igienizare, se lucrează... Și în secția respectivă nu e niciun bolnav la urologie? Nu. Am, la urologie la s-a întâmplat? La urologie, da. Nu. Și ce fac bolnavii care sunt în fază acută, conducerea spitalului prin
colectivul care se ocupă, au desemnat și au format două saloane în secția de chirurgie, unde internează urgențele grave și le tratează pe secția de chirurgie. Deci în secția de chirurgie sunt două saloane în care sunt internați, deci n-au lăsat oamenii în stradă. Nu, bineînțeles. Pentru că era panică, doamna doctor. Până la urmă, știți cum e, bolnavul vine la spital pentru ceva, pentru o durere, pentru un semn care îl alarmează. Și el trebuie să primească ajutorul calificat de care are nevoie. Sigur. Nici medicul nu poate să-și facă treaba singur. Și medicul are nevoie de înțelegerea populației. Că suntem cu toții oameni. Cu toții suntem predispuși greșeilor sau luării deciziilor cele mai nepotrivite. Când se întâmplă, suntem oameni. Deci totul e pus pe... Avem este adevărat, zile doamna și zile. Doctor, sigur că da, dar trebuie foarte multă grijă pentru că dumneavoastră, ca medici, lucrați cu oamenii respectiv cu viața lor. Așa și este. Și în momentul în care se tratat... Ați văzut cum a murit femeia de 80 de ani la Brașov? Au trimis-o dezbrăcată din spital. Că dacă eu un pic să analizăm doar cazul acelei femei și luăm doar pacienta care a suferit, într-adevăr găsim vinovat, dar dacă ne gândim că și medicul este și el persoană și la rândul lui este și el pacient, era un medic cu o problemă medicală destul de gravă. Care cine? Avea nevoie, medicul care trebuia care să... Trebuia să... Da. Păi de ce? Stați puțin. Avea nevoie avea și dumneai de... Da, da, această doamnă a fost rugată de către o altă colegă, de către o colegă din spital să-i țină locul și atunci situația, că eu înțeleg și tot, eu am și eu în familie medici și susțin această categorie deosebită pentru orice societate, dar domnule, fii atent, eu te rog pe tine să ții locul, da, să-mi ții locul dacă ești în toate facultățile fizice, nu? Și psihice, ca să poți să faci, dacă nu, deci neglijența așa, a fost... sunt multe cazuri despre care ar trebui să vorbim și nu avem nici timp și nici... Că și medicul e om, categorii, dar tocmai pentru că e om și e bolnav, putea să spună cu coana, nu pot să vin, doamnă, nu pot să vin la... să țin loc, că eu nu mă simt bine. Ce fac? Și uite, că, uite unde s-a ajuns și îmi pare rău. Și mie îmi pare rău. Adică n-are cum să nu-ți pară rău într-o situație de genul ăsta și pentru doamna aia în vârstă și pentru familia ei și pentru doctorița respectivă. Este un lanț de slăbiciuni, da. Bun, când credeți dumneavoastră, doamna doctor, că o să se rezolve problema de la urologie de la spitalul din Focșani? Păi deja a început să se rezolve. Așa. Odată cu instituirea măsurilor de anihilare a cauzei, deja eu îi văd ca un pas în rezolvarea problemei. În rezolvarea problemei. Da. Ca așa, ca o concluzie a celor discutate despre această situație, dumneavoastră îi sfătuiți probabil pe telespectatorii care ne privesc? Ce îi sfătuiesc? Îi sfătuiesc să nu mai consume antibiotice fără recomandarea medicului. Niciun fel de antibiotic. Antibioticele nu se dau pentru virozii respiratorii, nu se dau pentru o simplă durere de cap sau de gât, nu se dau oricum. Doar că știi că ai luat altă dată acel antibiotic, dar pentru care ai avut o recomandare medicală de la un medic specialist. Să știți că acum eu mă uit la dumneavoastră și las capul în jos, că și eu consum foarte multe antibiotice, mă doare gâtul, am avut o viroză foarte urâtă, mă duc ea pe piept, mă... Da. Până n-am luat antibiotic... Fără recomandarea unui medic specialist și în domeniul bolilor infecțioase, specialistul este medic infecționist, nu trebuie și nu este recomandat să consumăm antibiotice. Chiar dacă de la farmacie ne recomandă antibioticul cu tare sau cu tare, că este mai bun și merge mai bine. Nu. După recomandările farmacistului la antibiotic, în niciun caz, nu? Farmacistii sunt și ei specialiști pe domeniul lor farmaceutic, în toată stima pentru dumnealor, dar în anumite situații medicale, cel mai indicat este medicul. Categoric, cel mai indicat este medicul. Uneori nu avem timp să mergem la medic și știm că ne-a făcut bine acum 3 luni antibioticul cu tare, hai să le iau tot pe ăla, că ăla merge mie. Ăla merge mie, da. Doamna doctor, știu că în ultimul timp au fost multe viroze, gripe, se pare că... Ce ne puteți spune despre asta? La noi, Vrancea. Da, într-adevăr, incidența a fost crescută în sezonul gripal 2014-2015. Săptămâna trecută, de exemplu, am avut
un număr 2315 cazuri de infecții respiratorii acute, cele mai multe la grupa de vârstă 5-14 ani. Deci la copii. La copii. Păi, da. Dacă îmi permiteți, în școli este jale. Este jale, da. Așa. Cunoaștem. Numai că acei copii care ajung în școală ar trebui să fie supuși în un triaj epidemiologic și cei care nu sunt bolnavi să fie trimiși acasă. Doamna doctor, nu știu de ce părinții, și vreau să discutăm public asta, părinții nu înțeleg că un copil bolnav de viroză trimis la școală îmbolnăvește o clasă sau o școală întreagă. E o sursă de virus. Nu vreau să spus părinții sau și să scot pe alții într-o lumină bună, dar probabil și lipsa de a avea cu cine să-i lase acasă. Sau păi, sunt copii mari, au 14 ani, au 10 ani, au ce să-i lase acasă și atunci ce fac? Îmbolnăvesc o școală întreagă? Consideră că nu este atât de... Probabil, cred că asta este cel mai elocvent motiv, cred că nu este atât de gravă o infecție respiratorie acută. Uite că mulțumesc frumos, dar de multă vreme nu mă lasă viroza asta sau ce e. Din nefericire, sezonul ăsta gripal a avut manifestări mai grave decât și un pic mai accentuate. La nivel de țară sau numai la nivel de Vrancea? La nivel de țară. Care credeți că sunt motivele, doamna doctor? În primul rând, scăderea receptivității la vaccinarea antigripală. În special pe categoriile de risc, cele care au imperioasă nevoie de vaccinare antigripală, cum sunt copiii, cum sunt bătrânii, cum sunt persoanele cu boli cronice, cum sunt femeile gravide. Nu vin să-și facă vaccin. Nu. Să știți că s-a inoculat așa în sufletul oamenilor, în mintea oamenilor, ideea că vaccinurile astea sunt cu duș întors, sunt periculoase, sunt... Da, consumul de medicamente nu este cu duș întors. Numai vaccinurile. Da, pentru că în media și în special în lumea virtuală circulă tot felul de postări care sunt pornite din, nu știu, n-aș putea să zic, dintr-o cunoaștere medicală propriu-zisă, cât mai mult dintr-o luptă contra sistemul sau contra medicilor sau personalul medical. Dar se merge foarte mult pe neacceptarea vaccinării. Și ceea ce este un lucru greșit, pentru că ar trebui să ne gândim că în urma vaccinărilor, la noi în țară a fost eradicată poliomielita. Sigur. A fost tuberculoza. Da, o țineam sub control sigur, foarte bine. Sigur, da. Variola. Deci sunt atât de multe alte boli care pot fi prevenite prin vaccinare. V-ați vaccinat? Bineînțeles. Când se face vaccinul? Toamna, am înțeles. Dar activitatea gripală și-a schimbat sezonalitatea și deci vaccinarea antigripală poate să înceapă și un pic mai târziu, undeva în luna decembrie. Cât timp? Deci trebuie în fiecare an făcut, fiecare pentru an, că are un termen limită de... Vaccinul antigripal are eficiență un an de zile. Eficiență. Da. Da. Deci cam prin decembrie se face... Cam prin decembrie, acum, în ultima perioadă, pentru că vârful epidemic este cam în luna... februarie. În luna februarie. Da, când incidența este mai crescută. Și s-a și văzut. Și la noi tot în luna februarie am avut deci de la sfârșitul lunii ianuarie, așa, incidența a fost în creștere și s-au înregistrat mai multe cazuri. Dar spuneți-mi și mie, vă rog frumos, ce îi sfătuiți? Poftim pe părinții care au copii la școală, la grădinițe iarăși. În primul rând să nu îi trimit în colectivitate. Și nici profesorii nu se vrea să meargă în colectivitate. Și nici profesorii, dar... În străinătate nici nu se pune problema. Când ai copii în clasă, poți să nu ai profesor care să-l coordoneze sau să-l urmărească? Este adevărat. Vorbeam cu o doamnă din străinătate, din Germania, și îmi spunea la ei, este luat ca pe un afront, ca o necuviință să te duci cu guturai, cu tuse, cu la școală. Nici nu se pune problema. Da, e... Sistemele medicale diferă foarte mult și nu numai sistemul, cât și comportamentul uman și al populației. Populația trebuie să știe că atunci când ești bolnav, poți să fii un factor de risc pentru cei din jurul tău. Păi poți să fii și, vedeți, există un proverb, nu franțuzez, tel maître, tel valet. Cum e maestru, așa este și ucenicul.
Asta este la nivelul nostru. Dacă oamenii de sus n-au grijă de oamenii, mă rog, pentru care s-au dus acolo ca să lupte, noi de ce să avem grijă unii de alții? De sus în jos s-a dat startul la, noi spunem la indiferență și nerușinare. Comunicate de presă sau în ziar, noi spunem care sunt recomandările. Nu, dacă ești bolnav, recomandarea este să stai acasă, să mergi la medic, să te consulte, să iei tratament corespunzător indicațiilor medicului. Dacă te deplasezi și nu ai altă soluție, că în mijloace de transport în comun, în spații publice în care vii în contact cu alte persoane care pot să fii bolnave sau pe care poți să le îmbolnăvești, să-ți acoperi nasul, să strănuți în batistă, să sufri nasul în batistă de unică folosință și apoi să arunci acea batistă, să tușești, când tușești să-ți acoperi gura. Sunt precauții, generale pe care noi cu toții trebuie să le luăm. Într-adevăr, ca atunci când mesajul de interes public, da, consumați cel puțin 2 litri de apă pe zi sau mâncați fructe și legume zilnic. Asta este în sezonul gripal, trebuie să avem grijă nu numai de noi, ci și de ceilalți. Categoric. Dar spuneți-mi, vă rog, doamna doctor, cam câte cazuri? De fapt, ați spus. Am spus, la virozile acute 2015, cu 790 de cazuri, la grupa de vârstă 5-14 ani, iar la pneumonii 671 de cazuri, mai multe, tot. 169 de cazuri la 5-14 ani. Dacă sunteți amabile, să ne vorbiți un pic despre pneumonie, pentru că oamenii la un moment dat nu se duc, aia am o viroză acolo, iau, n-am voie să spun medicament, iau un medicament, iau nu știu ce, un antiinflamator, mai iau ceva să nu-mi purgă nasul. Cum își poate da seama un om că de fapt e ceva mai grav? Pneumonia deja e o boală a plămânului destul de... Doar în urma consultului. Doar în urma consultului. Da. Și asta trebuie la medicul infecționist. La medic infecționist. Că poate să fie o pneumonie și fără temperatură, am înțeles. Da, da. Sunt și manifestări de genul ăsta. Și omul, dacă la, de obicei, primul... Și de cel mai multe ori aceste tipuri de manifestări pot să apară și în urma consumului de medicamente care maschează, ascund boala de bază. Și adică? De asta. Adică... Poți să ai, să ai un început de boală și tu luând medicamente acasă, antiinflamatorii, antibiotici, dacă sunt persoane care se automedichează, antihistaminici. Da. Poți să ascunzi boala prin reducerea inflamației. Dar, de fapt, boala există și acționează. Și să evoluezi tăcut până la o formă de afectare mai gravă. Și au fost și cazuri de deces, după câte știu eu, din cauza netratării, din cauza... Da, am avut. Ați avut? Am avut, da. Ați avut. Spuneți-mi, alte probleme pe care le sezizați de aici, de la DSP Vrancea? Probleme? No, probleme legate de îmbolnăvirea oamenilor, hepatite și alte chestii și alte... Încercăm să le ținem sub control cu ajutorul medicilor de familie, cu înțelegerea populației care poate să fie afectată. Nu am întâmpinat probleme deosebit de grave sau care să nu poată fi n-ați rezolvate. Întâmpinat. Dar spuneți-mi, doamna doctor, mă întorc acum la prima discuție, la cea legată de secția de urologie. Ce v-a făcut să faceți această investigație totuși? Care a fost motivul pentru care v-ați sezizat sau autosezizat? Păi m-am autosezizat pentru că a apărut un număr mai mare de cazuri pe respectiva secție decât ar fi trebuit să apară în mod normal. Și s-au raportat toate la dumneavoastră? Da, este un conform unei metodologii de raportare, toate cazurile nou depistate sunt raportate. În primul 48 de ori telefonic și apoi în 15 zile pe o fișă de supraveghere specială. Da, pe care sunt anumite date. Este foarte bine. În sensul că putem să intervenim, să depistăm problemele, să depistăm cauzele și să le reducem stopați, la pe cât se poate. Maxim. Să le stopați astfel pe cât să se poate. Dar astfel încât să nu mai apară alte cazuri. Asta este ideea, să identifici cauza și să rezolvi cauza, să o oprești din evoluție, să nu mai apară alte cazuri.
Spuneți-mi, băiețelul dumneavoastră a făcut viroză? Nu. L-ați vaccinat? Nu l-am vaccinat. Nu l-ați vaccinat? Recunosc, greșeala mea, nu l-am vaccinat. Am vrut să-l vaccinez, dar nu știu ce s-a întâmplat în perioada aia, de nu l-am vaccinat. Și e bine. E bine, slavă Domnului, este bine, n-am avut probleme. Acum, probabil că sunteți de acord cu mine, sau nu sunteți de acord, că sunt și organisme care luptă, n-au nevoie de vaccin, nu? Să care știți pot că să... eu sunt... Nu. Nu? Toate organismele au nevoie de vaccin. Copilul meu este vaccinat conform schemii naționale bine, de vaccinare. Da, vorbesc de grip. Dar la gripa nu știu ce s-a întâmplat în perioada aia, nu mi-aduc aminte când am vrut eu să-l vaccinez și nu știu de ce nu l-am vaccinat. Cred că totuși trăgea un pic de năsuc. Avea o formă de viroză, dar una ușoară de la nivelul narinelor, deci nu a coborât mai jos. Și am considerat că pot să mai am un vaccin, dar așa de bine că am amânat-o de tot. Dar n-a făcut febră? N-a făcut... Nu, n-am avut. Bine, dar eu sunt și o persoană care lasă copilul să... Am lăsat organismul copilului să lupte singur. Da, asta e foarte bine. Și atunci am observat că el s-a întărit oarecum și o simplă viroză respiratorie nu îl mai afectează atât încât să-i producă o afectare gravă. Da, doamna, multă sănătate. Mulțumesc frumos. Doamna doctor, deci în principiu, pentru că suntem la sfârșitul emisiunii și vă mai aștept și la alte emisiuni. Cu mare plăcere. În principiu am cam scăpat de, adică o săptămână, două, trei, credeți că se duce virusul ăsta în altă parte, spre Polul Nord, încolo? Nu știu, nu puteam să spunem lucrul ăsta. Nu știți. Nu. Dar există și forme de viroză de primăvară, ca să le spun așa, dacă în aprilie, în mai... Pot să apară, bineînțeles că pot să apară. Nu e numai din cauza răcerii. Dar nu cred că o să mai fie așa de multe. Nu credeți. Să fie mai organisme... Da, iese din iarnă, se trece la temperatura de vară, am îmbrăcat mai lejer și probabil necorespunzător temperaturii de afară, care poate să producă o formă de îmbolnăvire. Dar nu... cred că la nivelul la care este acum. În orice caz, îmi pare foarte bine că ați venit astăzi la emisiunea noastră, pentru că, spun noastră, a celor care, a mea și a celor care, sau a celor care ne privesc și a mea, pentru că am lămurit situația din spital, pentru că am auzit fel de variante de interpretare. Se hiperbolizează problema, dar nu se înțelege adevărata problemă. Da, deci nu este chiar atât de gravă, nu e în sensul că grav, acum să nu înțeleagă lumea că, vai, domnule, încerc să... Dar s-a rezolvat, s-a rezolvat, nu suntem singuri, nu vom fi nici primii, nici ultimii care se confruntă cu acea problemă. Toate spitalele țării, toate spitalele lumii, chiar și americani și canadieni s-au confruntat și încă se mai confruntă cu... Păi, dar nu se vede, că mai vedem și noi pe la știrile centrale. Deci nu suntem... Sau pe internet. Nu este la noi, vai, o chestie wow, ca să spunem așa. Și în spitalele mari, Vicu, am cunoscut... Da, bineînțeles, mediul spitalicesc este un mediu care predispune la favorizarea dezvoltării florii microbiene rezistente, care omul poate să o contacteze. Dar nu înseamnă că... La noi nu se poate. Suntem. Asta e mediul spitalicesc. Să știi și să știu dintotdeauna. Bine, oricum, bine că ați luat măsuri la timp, bine că lucrurile sunt pe calea cea bună, repet. Avut colaborare din partea tuturor. Sunt convinsă. Au fost foarte receptivi, au înțeles și au răspuns în consecință, ceea ce este un lucru foarte bun și de apreciat. Și chiar le mulțumesc. Îmi pare bine că s-a rezolvat și... Eu, știți, sunt mai pacifistă, ca și dumneavoastră, dacă sunteți în zodia peștilor, sigur sunteți pacifistă. Nu trebuie băgată spaima în populație niciodată, pentru că obții un efect îngrozitor, știți? Ce vrei să obții? E cu totul altceva și atunci... În loc să calmezi, reușești să speri. Sigur, și afectezi starea psihică a omului. Da, chiar... nu este de dorit un lucru ca ăsta. În mod categoric, mai ales dacă fizic este afectat, îi mai afectezi și psihicul, ajunge o nenorocire în sufletul omului ăluia. Doamnă, mă bucur mult că v-am cunoscut, că mulțumesc, practic eu astăzi v-am cunoscut și vă mai aștept pe la emisiuni. Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! La revedere! O zi bună, la revedere! Să vă întoarceți cu succes din Portugalia, sperăm, da? Sperăm din tot sufletul să avem rezultate bune acolo. Tot dragul, felicitări. Mulțumim, la revedere. Mulțumim. La revedere.